în urmă cu 2 ore m-am întors din Londra. Cum bine ai venit! Eu? Mulțumesc, a venit la mine săptămâna asta și am venit direct aici. Îmi place Londra. Singur... Stat acolo, toată Londra. Câteva lucruri de acolo, cât am avut timp în astea 3 zile. A fost pentru prima dată când a venit la tine? Da, și pentru prima dată la Londra. Prima dată la Londra. Singura problemă este că cam plouă, cam mult. Și e cam mult vânt. Am înghețat mult rău. Am hotărât la 2 săptămâni eu, la 2 săptămâni ea. Da, așa da. Facem. Eu am venit acum 2 săptămâni în... Bine, încercăm să ne ținem de treaba asta, da. Îți dai seama. Am venit acum 2 săptămâni aici, am stat 1 săptămână și acum a venit el, a stat până joi, că trebuie să ne întoarcem. Și mai vin peste 2 săptămâni de Crăciun. Vorbim prin mesaje, la telefon, tot timpul vorbim. Da, acum ți-a mai revenit sau încă mai ai momente de nostalgie, de tristețe? Încă mai am, nu cred că pot să mă obișnuiesc așa repede. Cred că după un an abia o să mă obișnuiesc complet. E super diferit, adică sunt alți oameni, nu știu pe nimeni, nu știu străzile, dar trebuie să mă obișnuiesc. E un lucru bun că învăț să fiu responsabilă, învăț să fac curat singură, să spăl singură. Am ajutat la curățenie acum când am fost. Da, mai sunt pe mama să o întreb, dar cum se gătește ceva? Nu pe mama, pe bunica poate, l-a gătit, nu mama. O mai întreb, cu hainele, l-a spălat, aici sunt, aici o întreb pe mama, o sun pe mama și o întreb cum se pun astea, unde se pune detergentul, cu ce culori se pun împreună și da. Sărbătorile faceți împreună, tocmai mi-ai zis, nu? Da, cred că o să face, Revelionul sigur îl facem împreună, Crăciunul nu știu încă, dar Revelionul da.